Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Vă salut, dragi prieteni, sunteți pe 102,2 și ascultați Napoca FM. Ne puteți urmări de asemenea pe platforma Napoca Live. Discutăm astăzi despre Clujul nostru iubit cu primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Dumneavoastră, ce credeți că face un primar după 3 ore de muncă deja? O bine meritată odihnă. E bine, ar fi. Nu trăim vremuri din alea de odihnă. Suntem în vremuri complicate și în consecință, cum ziceam noi când mergeam la coasă dimineața la 5 și venea cu mâncarea de mic dejun, că se la noi zicea atunci prânz, deja prânz era la ora 9, așa se zicea. E sătul deja de muncă după 4 ore de coasă dimineața, că atunci o să costea cel mai bine pe rouă. Acum, la primărie, de la 7 începi cu telefoanele și de la 8 cu ședințele. Ei, domnul Boc, vreau să... De mult îmi doresc o zi în care să discutăm, să începem sau să continuăm sau să terminăm fără subiectul acesta care ne mănâncă viața, ca să spun așa, de un an. Ia câtă mai bine de un an. Da, situația e mai bine de un an. Situația e destul de dificilă, dar încep direct cu concluziile. Clujul nu se carantinează, copiii merg în continuare la școală. Asta e teza de bază. În spatele acestei concluzie se află o muncă extraordinară a halatelor albe și în halate albe înțeleg și vă rog să înțelegeți tot ce înseamnă ecosistem medical, spitale, medici, asistente, care, repet, la Cluj au dat și dau dovadă de o mobilizare și un efort extraordinar pentru a ne sprijini. Administrație, prefectură, Consiliul Județean, primărie, pentru tot ce înseamnă susținere orizontală cu infrastructură și cu elementele prin care ei se poate face față la bucurile pe care le avem, și 3 cetățeni care sunt indispensabili în toată această ecuație. Clujul, din fericire, are șansa de a avea cetățeni cu un grad ridicat de conștiință civică și care se poate vedea, nu doar în afirmații, ci și în lucruri concrete. Cei mai mulți cetățeni vaccinați, practic, după capitala care e nouă, deci șase ori mai mare decât Clujul, sunt aici, la Cluj. Cei mai mulți care se află pe lista de așteptare să se vaccineze, tot după București, că e cel mai mare dimensiune, e tot Clujul. La fel, respectarea în autobuze, pe stradă, a regulilor fundamentale de distanțare, mască, e un exemplu. Nu întotdeauna unele aglomerări sunt gestionate cum ar trebui. Dar pentru asta suntem noi autoritățile, în primul rând, pentru a atrage atenția și de a aplica sancțiuni dacă ele nu sunt respectate. Și atunci, dacă tot ecosistemul ăsta, medical, administrativ și cetățeni, stau în aceeași barcă, trece mai ușor. Eu nu spun că e ușor, dar mai ușor. Oricum e complicat, dar mai ușor, și evităm carantina, evităm pierderea locurilor de muncă. De aceea fac în continuare un apel de suflet la clujeni să rămână vigilenți, consecvenți, să respecte aceste reguli pe care le avem, să se vaccineze în continuare și să spună, bă, ce pot face și eu pentru sănătatea orașului meu, pentru sănătatea prietenilor și a mea, ce pot face eu ca cetățean simplu. Că ceilalți își fac datoria așa cum am spus. Eu ce pot face ca cetățean? Aici ce poate face fiecare este să fie vigilent, să respecte regulile, să elimine deplasările nenecesare, să nu stea în aglomerații, să se testeze ori de câte ori simte că, Doamne ferește, e un simptom care ar putea fi legat de COVID, pentru că testarea alături de vaccinare sunt la pachet, ne ajută să diminuăm și spun eu, cu aceste lucruri putem ține sub control. Noi, autoritățile, să respectăm ceea ce spune legea, să venim pe 3 fluxuri la serviciu, 8, 9, 10 sau 7, 8, 9, să nu se fie aglomerație. De asemenea, să lucreze cât mai mulți de la distanță în condițiile astea în care se poate, să evităm contactul direct.
să utilizăm procedurile digitale, plăți electronice, tichetul albastru pentru audiențe, să evităm întâlnirile directe care pot fi cauzatoare de transmitere de virus. Și dacă fiecare în microsistemul lui, în micro, să spun, locul lui de activitate gândește cum pot să ajut, reușim și vom... Am reușit și până acum. Gândiți-vă că am fost la 9 la 1000 la un moment dat pe Cluj-Napoca. În primul rând, rata ridicată și datorită modalității diferite de raportare, pentru că se testează foarte mult la Cluj și implicit... Domnul Boc, aveți dreptate, dar toate, adică nu, într-o anumită măsură și din păcate uneori într-o măsură destul de mare, toată munca asta a tuturor celor care ați spus dumneavoastră, inclusiv a cetățenilor, parțial cel puțin este zădărnicită pe de o parte de cei care apar în spațiu public, tot felul de șoșoace, șotocani, ce-or mai fi, care încearcă să aducă contraargumente în tot ce științific s-a demonstrat. Pe de altă parte, prejudecățile. Să știți că încă, din păcate, și chiar și în Cluj, sigur, sper, nu foarte mulți în Cluj, există oameni care încă nu cred că există, că există COVID. Demonstrat științific, cu milioane de oameni care au avut, din nefericire, parte de el. Dar cred în noroc. De ce nu? Scuzați-mi expresia. Calcă într-un căcat, merg cu el pe talpă, fuga la 6, să-și ia bilet la 6 din 49, că o să câștige. Refuză masca, pe de-o parte, sau refuză masca și vaccinul, dar merg la ghicitoare și la vrăcitoare să le spună în cafea, în țuică, în nu mai știu ce. Ei, România milenului 3 suntem, domnule. Domnul Dancion, eu am un punct de vedere ușor diferit de al dumneavoastră, chiar dacă pe fond, cu excepție expresiile academice, rest sunt de acord cu dumneavoastră. N-am vrut să spun fecale ca să nu sparg noroc. Acum, noi avem obligația să educăm publicul și în privința limbajului, de aceea și eu, chiar dacă uneori îmi vine, mă feresc de afirmații. Ne-am cerut scuze. Așa este. Și să nu zică lumea că coborâm sub anumit nivel limbajul. Eu am următorul punct de vedere. În lume sunt două moduri mari de guvernare a oamenilor, a societăților, a țărilor și a orașelor până la urmă. Modelul democratic și modelul autoritar. Avem pe masă ambele modele în lume astăzi. Dacă ne uităm pe de o parte la Rusia, dacă ne uităm pe de altă parte la Uniunea Europeană sau America, așa grosso modo, că să împart eu așa părțirea asta. Cu avantaje și dezavantaje. Vedeți că în unele părți ale lumii autoritarism s-au închis un oraș de 11 milioane de oameni peste noapte fără să comenteze nimeni. S-au vaccinat toată lumea fără să scoată cineva un scâncet. Pentru că e autoritarism, ordinele se execută, nu se discută, ce libertate individuală, libertate de opțiune și așa mai departe. În unele părți se mai ascund și informații, pentru că vă amintiți când era în perioada regimului comunist, că aia de jos nu dădeau informațiile aia de sus, că să nu-i supere pe șefi. Da, sau le dădeau deformate. Sau le umflau, cu pompa spunea că trece porumbul ca și stâmpul de telegram. Deci avem modelul autoritar, care în primul rând ce ia de la oameni? Ia libertatea. Ori eu consider că nu există pentru ființa umană o altă valoare mai importantă, supremă, decât libertatea. Ea face în primul rând diferența majoră dintre dictatură și democrație. Libertatea. Pentru aia au murit oamenii. Această țară în 89, la Revoluție, prin un cuvânt care l-au rostit și la Timișoara, așa cum, libertate, libertate. E, democrația pune în centru ecuației sale libertatea. Asta înseamnă și că trebuie să fac tot ce stă în putință ca cei care nu-i de acord cu mine să aibă dreptul să se exprime. Asta e democrația. Asta nu înseamnă că el are dreptate. Asta nu înseamnă că dacă el are dreptul să se exprime și are dreptate. În democrație, adevărul reiese tocmai din confruntarea asta de idei. Inclusiv acela că știu că nu are dreptate, știu că nu are dovești științifice, știu că nu face bine prin ceea ce spune, dar nici nu pot să îl trimit în închisoare sau să-l închid. Cu siguranță! Să-l de acord cu mine. Și atunci, mare artă să știm, să ascultăm, să ne formăm singuri punctele de vedere coerente, să ne alegem sursele de informare credibile. De aceea, postul dumneavoastră e o sursă credibilă de informare și este amuzit și ascultat, că avea alte cu aceea și alte televiziuni sau radiouri, și să ne informăm corect și să judecăm. De aceea,
spun, în democrație vaccinarea nu este obligatorie, este opțională, dar explici omului că fără vaccinare, pe de o parte, noi ca societate nu ieșim mai repede din, nu vom ieși mai repede din pandemie, fără vaccinare nu vei avea acel certificat verde cu care să te poți deplasa în Uniunea Europeană, să poți la un moment dat, veți vedea, să participi la anumite evenimente, chiar să intri la anumite restaurante. Deci nu va fi obligatoriu vaccinul, dar nu vei putea presta anumite activități fără să ai vaccin. Așa cum asta, dacă vrei să duci în ultimii țară din Africa fără vaccinare împotriva la malare sau nu știu, nu mergi în țara respectivă. Tot nu mergi. Nu ți se dă acordul. Așa și aici. Cred că trebuie să avem această toleranță, această înțelegere și pentru cei care nu sunt de acord cu noi, pentru că ține de esența până la urma democrației. Și ce spunea vorba aia cu celebră rămas, democrația e cea mai proastă formă de guvernământ, cu excepția tuturor celorlalte. Și asta e o mare realitate. Omenirea de 4.000 de ani încoace, de la democrația ateniană, prima care a apărut în lume acum 2.500 de ani, n-a inventat o altă formă de guvernare mai bună. Înseamnă că e perfectă democrația, are problemele ei, vedeți? Că trebuie să stai să asculti toate părerile, chiar dacă știi că nu sunt corecte. Trebuie să lași pe fiecare să vorbească, chiar dacă uneori spune prostii. Dar până la urmă, din dezbaterea asta de idei, este până la urmă cea mai bună soluție. Pentru că de cealaltă parte a baricadei avem, repet, autoritarismul, dictatura, care se ordonează viața de la naștere până la moarte. Aveți perfectă dreptate. Și atunci, eu merg pe partea asta, până la urmă empatică, și acum în perioada asta de pandemie, eu discut cu oamenii, că toată ziua în contact cu ei, într-o formă sau alta. Oamenii sunt stresați, sunt supărați, sunt sătui de un an și zile de mare restricții, psihologic nu mai acceptă la un moment dat orice discuție. Și atunci trebuie empatic să discuți cu ei, nu neapărat numai toată ziua dai cu noroi și împroși cu mizerii. Eu m-am referit strict la faptul că avem de partea noastră pe cetățeni. Sunt îngrijorat că încă mai se gândește așa și nu chiar 1-2, sunt un pic mai mult. Înseamnă, domnul Danciu, că noi încă nu ne-am făcut suficient datoria când vorbim la radio. Posibil. Mai mult. Hai să ne uităm la partea noastră. Posibil. Eu vă dau dreptate aici. Să le luăm pe fiecare argument. Da. Sau n-am reușit să fim suficient de eficienți. Haideți să venim un pic prin zona Clujului. Până la urmă, cu pădurea Hoia, ce facem? Mă întreabă aici oameni, a fost meeting, a fost... Știți bine, în primul rând, să punem lucruri pe nume. Acolo, din nefericire, nu este domeniul de activitate al municipiului Cluj-Napoca. Blocurile nu sunt autorizate de primăria Cluj. Eu am cerut ceea ce cred că se poate face cu bun simț ca autoritățile, celor din Florești sau cu alte autorități ale statului, să găsească soluții să gradeze autorizarea efectivă de construcție acestora. Cum am făcut și noi la Cluj. De exemplu, în Borhangi, noi n-am oprit teoretic procesul de autorizare. Se desfășoară dezbaterea publică, se discută în comisia de urbanism, se aprobă în consiliul local, exact, cu școală, creșă, grădiniță, cu centru de cartier, cu parc, așa mai departe, dar autorizația de construcție se emite după 2026. Când e gata centrul metropolitan și avem toate drumurile făcute. Și aici se poate gândi așa. Poți să construiești 800 de apartamente fără nicio cale de conexiune directă cu Floreștiul, cu Clujul, încât să omori pur și simplu să transformi zona într-un ghetou și într-o zonă de nelocuire. Și atunci asta ar trebui făcut, să se gradeze autorizarea acelor lucrări. Pentru asta trebuie un pic de curaj, pentru că eu la Cluj totdeauna fac asta. Mi-am atras atât de multe critici. Și când am blocat 3 ani de zile aproape bună ziua și n-am dat autorizație până când am revenit la capacitatea, am prins la portabilitatea, am trebuit să facă față la traficul de acolo. În Sopor, pe 250 de hectare, am spus stop, nu, prima dată facem noi drumuri, peșe, școli, grădinițe, parcuri, după aceea venim și construim. Am ținut spatele și cetățenii au înțeles până la urmă, că până la urmă totul e în beneficiul lor. Vor fi lucrări de calitate, unde oamenii vor sta cu plăcere, se va vinde mult mai ușor. Acolo unde faci blocul și transformi într-un ghetou, cine crede că va locui să stea pe termen mediu și lung? Va fi o bombă socială. De aceea eu am cerut la nivel național să adopte odată legea asta a zonelor metropolitane, ca noi să putem avea un cuvânt de spus ăștia primarii marilor municipii și la ce se întâmplă în granița, în buza Târgului lângă noi. Astăzi tot ce se întâmplă în afară, noi nu avem niciun fel de competență, dar suntem la încasare. Trafic, că nu sunt școli, că nu sunt grădinițe. Presiunea pe grădinițele din Cluj, pe creșe, de unde credeți că vine? Vine din Cluj-Napoca? Nu, pentru că noi dacă am fi numai cei din Cluj-Napoca, n-am avea nicio problemă cu asigurarea locurilor în creșe, de exemplu. Dar a venit presiunea periurbană.
Bineînțeles, eu asta și abordez totul în viziune. Eu îi consider pe toți clujeni și cei care lucrez în apartament. Alo? Și de aceea gândesc totul în zona metropolitană. Și cu trenul, și cu metrou, și cu centura metropolitană, și discuția cu primarii acum să facem creșe integrate. Am spus, chiar prefer să aloc bani o comună din preajma Clujului ca să facă creșe acolo decât să umple copii, să umple părinții cu copii în toate costurile Clujului. Deci, asta este ceea ce trebuie. Viziunea în primul rând și coordonarea... Că tot ați amintit de Borhanci. Oamenii de acolo cer parcuri, creșe, grădinițe, școli, dar în primul rând, ca să poți ajunge și intra și ieși acolo, trebuie rezolvată problema celui sens giratoriu despre care noi vorbim de ceva vreme. Domnul Deanciu, știți ce am observat așa, un pic uitându-mă în ultima vreme? Domnule, primăria anunță că face un coridor pietonal și de velo de la Gileu până la Bonsida, aproape 60 de kilometri pe malul Someșului. A cerut primarilor să reglementeze în punctul lor și să reglementeze că această zonă rămâne pentru zona velo și pietonală. Apare o petiție care zice, domnule, vreau să faci circular pietonal și velo pe malul Someșului. Mai trecut, domnule, am anunțat proiectul de metrou, ne trezim să adună petiție și să semnează oameni ca să susțină metroul. Acum anunțăm de aproape un an din toamna anului trecut, în Borhanci. Am oprit toate lucrările. Facem centură metropolitană care include inclusiv rezolvarea sensului giratoriu de intensitate cu Brâncuș. Am anunțat hub-ul educațional și acum se depun oferte pentru pusuri. Deci suntem în fază avansată. Pentru 60 de hectare în ce parc, este școală, grădiniță. Și ce ne auzim? Petiție să se facă aceste lucruri. Eu mă bucur că la Cluj, prima dată primăria este dătătoare de direcții, după aceea vin cei din afară și spun ce e foarte bine acest lucru. Dar v-aș ruga doar să sesizați fenomenul ăsta. Deci cineva vede că primăria face și stai, pică, cine se trebuie să fie partea acolo. Și asta nu e nimic rău, zic asta eu. Ne bucură. E foarte bine că întărește și spune ceea ce primăria face. Porturile pe care administrația locală e totdeauna vizionare, cu un pas înaintea nevoilor. E bine că ele sunt conștientizate de către cei care noi le-am anunțat, le-am demarat și vin să ne susțină practica aceste lucruri. Deci tot ceea ce vine, de fapt, prin petiții de noi, este demarat și plecat mai departe. Parcuri noi, 190 de hectare de spații verzi noi. Se cereau, știți cine face spații verzi, face nu știu ce. Acum am prezentat ocazia la buget, o sinteză lor. 160 sunt complet noi, o 30 sunt bunătățirea celor existente, cum este, de exemplu, Cetățuia. Sau cum avem, de exemplu, în Mărăști, parcul de Raicu Transilvania. Deci, noi de mult am plecat pe această linie, dar e bine, repet, că după aceea vin solicitări, se adună semnături, e foarte bine. Ne bucură acest lucru, dar v-am spus că ceea ce este important ca la Cluj, noi suntem cei care dăm direcția orașului și avem viziune și asta e cel mai important. Viziunea, pentru că problema asta este șansa, obligația unui oraș, să dea viziune pe diverse domenii și după aceea, dacă vine susținerea din afară, este cu atât mai bună și atât de binevenită. Da. Deci cu Hoia... Ieri, apropo, tot de ieri, cu Hoia, repet, aceasta este viziunea mea. Evident că eu mă bag pentru păstrat acestui ecosistem verde. Nu degeaba am spus 190 de hectare de teren acolo. Verde. La asta nu intre ceea ce are și conștiința un plan cu pădurea Hoia care este în proprietatea lor. Și ei au un proiect european pentru ceea ce înseamnă amenajarea parcului și a pădurii. Cum e cu asociația asta la care a aderat și Clujul? Aici vreau să vă spun acum exact a doua idee. Sunt primul oraș din România, din fosta Europa Centrală și descomunistă, care a aderat la acordul privind orașele verzi, Green City Agreement, lansat în 22 octombrie 2020 de Comisia Europeană, care pune accent pe calitatea vieții în orașe din perspectiva dimensiunii verzi nepoluante. Asta însemna că suntem în prima linie a politicilor europene în această direcție, că vom fi eligibili pentru finanțări pe fonduri europene, structurale sau pe planul de reziliență pentru a întări în continuare calitatea vieții și că orașul nostru e un oraș care stă în Liga Campionilor, în rândul orașelor din Uniunea Europeană în materie de promovare de politici verzi nepoluante. Exemplu concret, ieri în Consiliul Local am aprobat PUZ-ul, Planul Urbanistic Zonal pentru Parcul Zorilor. Acela fizabil de recuperare pentru cei care nu localizează, unde știți bine, am expropiat terenul, teren pe care se propunea
către unii blocuri de 11 etaje. Am câștigat-o 20 de procese până acum și jos pălăria justiției pentru modul în care... Cum eu nu-l apăr pe proprietar, dar puneți-vă în situația bani, lui. El primește bani. Trebuia să vină proprietarul la ușă la primărie să spună: nu vreți să faci un parc aici, că eu am niște hectare și nu vreau să fac dar nimic. Dar ideea că ne-a hărțuit prin procese nu trebuie pusă deoparte. Am apreciat că până la urmă a înțeles, dar am stat vreo 6 luni, 8 luni de zile în hărțuieli, în procese în toate colțurile Transilvaniei. Se pune în primul rând în Cluj și... Cu licitații contestate să stă câte un an, doi. Nu, repet, dar totul se face ca la carte, cu justă și prealabilă despăgubire, așa cum este, dar ce am spus, că fraza aia, construim un oraș pentru oameni și nu pentru profit, acest zis o realitate la Cluj, nu e vorbă în vânt. La fel, mergeți la Expo Transilvania, că așa cum erau proiecte de blocuri de 11 etaje, ne-am bătut 6 ani în instanță până am câștigat. Și avem acolo șansa acum să facem o parte 17 hectare cu bază de agrement, cu tot ce înseamnă. Deci când spun aceste vorbe, în spatele lor sunt acțiuni concrete care acum încep să devină realitate. Iar luni pleacă la licitație acest proiect din Parcul Zorilor, din cartierul Zorilor, parcul de lângă recuperare, și are toate șansele să fie. Dar tot nu m-ați lămurit acolo la Borhan și până la urmă sensul ăla se face? Păi v-am spus în intervenția anterioară, acum câteva minute, că în cadrul centurii metropolitane, extensia Clujului de la centură prin Borhan vine exact până la Brâncuș, inclusiv sensul generatorului de acolo este prins în finanțare pe centura metropolitană. Unul din nodurile de legătură din cele 19 cam când este și Borhan. Credeți dumneavoastră, cam când estimați? Acest proiect este prins și susținut de Guvernul României în planul de reziliență al Uniunii Europene. Acum se va termina în aprilie puzzle-ul, planul urbanistic zonal pe tot ce înseamnă această centură. Urmează ca după aceea guvernul să-l aprobe în ședință de guvern, după ce în prealabil la CNAIR să dea vizul tehnic și comitetul interministerial, ca după aceea să fie scos la licitație. Noi am făcut de 3 ani de zile munca în locul guvernului. De asta aș vrea să înțelegeți că dacă noi acum n-am fi făcut nimic și ne-am fi trezit, doamne, ne-am făcut o centură. Adio fonduri europene pe reziliență sau pe fonduri structurale, cele mai prinde. Dar noi de 3 ani de zile și 4, de 2017, când m-am rugat de guvern atunci, ok, am înțeles că nu vreți sau nu puteți. Am spus că nu pot, pentru că au capacitatea, a fost politicos, diplomat. Am valorificat o prevedere dintr-o ordonanță de urgență care spunea că este posibil să dai printr-un acord autorităților locale să pregătească documentațiile. Atunci am vorbit cu toți primarii ăștia din zona metropolitană, de la Gileu până la Apahida. Mai vreți să ne apucăm noi de treabă? Toți au spus da. Și atunci am preluat noi și am făcut munca asta suplimentară ca să punem pe masă cu noi să avem documentația gata. Pentru că ne-am dat seama că ne sufocăm. Ne-am dat seama atunci când am fost la București prim-ministru, că dacă n-apăsăm butonul finalizării celor 54 de kilometri, nici astăzi nu erau gata de la câmpia Turgului la Gileu. Și cât a ajutat Clujul ca să scăpăm de traficul greu, de tirurile, de prin toate părțile orașului, să trece la nivelul următor de dezvoltare. Asta a fost partea unor chestiuni de viziune și de aia eu tot timpul vorbesc de viziune. Clujul trebuie să aibă viziune pe termen scurt, mediu și lung. Acum viziunea noastră, repet, vizează zona metropolitană. Nu ne putem rezuma doar la Cluj. Și proiectele pe care le susțin în fiecare moment sunt și depășesc granița administrativă a Clujului. Că vorbim de centură care vine de la Cileu până la Vâlcele, până la Pahita Vâlcele, că vorbim de metrou și Florești, etapa 1, Cluj, după aceea etapa 2 potențială chiar din... Ei, a venit Cileu. Primăvara, domnule primar, și oamenii spun că s-a început curățenia cam pe centru. Dar tot. Domnul Ionuț spune că ar fi bine și mai mulți, că ar fi bine să se ajungă și prin cartiere. Mai vreau să spun, văd o concurență bună în interesul cetățeanului la partea de salubrizare stradală între cele două firme, Supercom și Pradner. E un salt calitativ în ambele sectoare. Faptul că a câștigat o altă firmă acum pe salubritate, pot să observ un mic salt calitativ, fără încă să fiu mulțumit, că sunt foarte greu de mulțumit în materie de curățenie. Totdeauna găsesc la bordură un șicel de praf. Din efectice, nu numai din cel de praf, dar găsesc la bordură sau la trotuare sau la zid, la trotuarele din cartiere sau în alte părți, mai găsesc încă, dar observ că este un sal calitativ și stau cu presiunea constantă legală pe firme ca în fiecare colțișor
al acestui oraș să-și facă datoria și să curețe străzile, cei de la parcuri, parcurile și cei de la colectare așa cum trebuie să o facă. Acolo mai sunt încă lucruri de făcut, dar suntem pe o direcție bună. De aceea, orice solicitare să fie anunțată, fie pe MyCluj, acum modificăm, așa cum am spus, aplicația asta MyCluj, ca să putem posta poze și înainte și după, să ne arate cetățeanul ce ne-a sesizat și ulterior să pot și eu afișa poză, spun, uite, cum s-a rezolvat. Acum am cerut modificarea acestei aplicații care să permită și să punem poze, nu numai doar inițial să ne trimită poze. Da, domnul Raul Ștefan, vine cu o idee, undeva, dacă ați găsit în zona străzii Scorțarului și tot ce înseamnă străzile adiacente, sunt foarte multe, e adevărat, sunt foarte multe mașini parcate pe jumătate pe trotuar, că nu au altă soluție. Ar fi posibil să se găsească un loc unde să se facă un parking care să le adune, măcar parțial. Noi adunăm propuneri din toate părțile orașului, dacă domnile lor au o recomandare, vă rog să ne înainteze, să o studiem și noi. Oricum, Comisia de Investiții a Primăriei studiază fiecare colțișor, mapează fiecare parte a orașului pentru identificarea acestor locații în vederea construirii de parkinguri supraterane sau subterane. Și avem, ați văzut în prezentarea noastră, și parkinguri care intră în lucru în etapa următoare. Deci așteptăm, dacă există și din partea cetățenilor, le analizăm propunerile în, cu mare... În ceea ce privește lucrările la parcul la terenuri, sunt în grafic? Astăzi, da. Termenul de septembrie de finalizare este respectat. Dar de acum începe greu. Dar vom fi cu ei, pe ei, și monitorizat lunar, pentru ca graficul să fie respectat. Dacă nu va fi respectat, voi ieși și voi arăta lista rușinii, voi structura când va fi nevoie. Deocamdată nu este cazul. Podul locomotivei, când? Este și acesta prins în planul de modernizare. N-am acum la mine graficul, dar vă pot spune că între proiectele primărie pentru 2021 de finanțare și de lucru. Astăzi, iarăși, acum ne-ați obișnuit, sau i-ați obișnuit pe clujeni, în general, joia, dezbatere publică. Astăzi, zona, da, Livnic, piața Livnic și zona, acel cartier Iris, care, ca și altele câteva, spun oamenii de acolo că până acum, cel puțin, a fost un pic neglijat. Ce vreți să faceți acolo? Acum discutăm după masă toată aria aceea, care e un fel de centru de cartier, să fie modernizată străzile la fel ca în centru, modernizate și cu infrastructură modernă. Avem de asemenea pe Gheorghe Sion autorizația semnată, până în 10 aprilie vom începe și lucrările. De exemplu, ca să vă dau o stradă concretă, mai avem încă 11 străzi din tot cartierul și Dâmbu Rotund, care sunt în diverse faze de pregătire, autorizație de construcție sau de intervenție de lucrări fără autorizație de construcție, pentru că atunci când, de exemplu, modifici dimensiunea străzii, a trotuarelor, nu sunt autorizație de construcție. Dacă faci lucrări de întreținere pe strama existentă, poți să faci și fără autorizație de construcție. Dar toate aceste, repet, străzi sunt prinse în intervenția pentru anul 2021, fie la nivel de lucrări de reabilitare, fie la nivel de lucrări de investiție. Parcul Pădure Făget se mai face? Acolo se face amenajarea aceea minimizivă. Pentru că este o pădure prin excelență existentă. Nu vom interveni să, doamne prese, să dăm copaci acolo, ci doar amenajarea de culoare de mobilitate, de puncte de copac, astfel încât clujenii să poată să se bucure de natura existentă acolo. Dar nu vă imaginați că acolo intervenim cu asfalt sau cu betonare sau cu ceva. Aici zero, zero, zero. Nu, cu alei, cu băncuțe. Asta, da. Deja lucrurile sunt finalizate în proporție, cred eu, de 75%. Se construiește un bloc în Parcul Rozelor. Măcar, acum, dacă îmi dați voi o glumă, măcar va fi de culoare roz? Nu știu ce culoare are rozul. Să întrebați pe cei care au făcut planul urbanist general, dacă acolo a fost permis acest lucru și de ce. Eu nu pot decât să respect ceea ce Dumnezeule este în planul urbanist general, dacă nu sunt dat în judecată de către cei care dețin terenul într-o formă sau alta. Acolo s-a găsit probabil cea mai bună soluție, ținând cont de ecosistemul existent și de prevederile din planul urbanistic, că n-am ce să facă. Planul urbanistic general este o constituție a orașului pe care trebuie să o respect.
Se plâng unii oameni de construcțiile foarte multe și mari de pe strada Brâncuș. Așa este prevăzut în noul plan urbanistic general. Să fie o stradă de regenerare urbană, de restructurare, în care tot ce se construiește nou să fie la un anumit nivel de un anumit bulevard modern. De aceea am stopat autorizațiile, de exemplu, pe Borangi până când se face acel nod de la intersecția cu Brâncuș. Și când strada va ajunge la o capacitate de studiu de circulație că nu mai permite, vom opri lucrările până când se vor termina toate amenajările rutiere. Cum asta s-a făcut și pe bună ziua. Nu oprim, dar la un moment dat vom fi nevoiți să gradăm intervenție, cum a făcut-o, repet, și în Borhaci. N-am oprit, dar am spus, din 2026 încolo să fie lucrările. Vă întreabă cetățenii dacă adresa aceea de e-mail prin care comunicați cu ei mai este valabilă. Mai este valabilă? @yahoo.com. Poftim, care? Lucruri care mă enervează, Aron. Este valabilă încă și citesc că acele observații, propuneri făcute și multe dintre ele le exprim și public după aceea în intervențiile mele publice. Bun. Astăzi la ce vă așteptați la dezbaterea de astăzi, că suntem pe finalul emisiunii? La idei bune, pentru că nu suntem noi deținătorii monopolului adevărului. Nu avem noi sacul cu idei bune și alții sacul cu idei proaste. Idei bune sunt în tot orașul, la toți oamenii și la toți experți. În fază, înainte de a decide, mă spunem de mai multe ori, după care tranșăm o singură dată. Și luăm toate propunerile care sunt în discuție pentru a le putea implementa. De asemenea, pregătesc o dezbatere publică undeva în mai și pentru amenajarea prin Evramian. Vreau să văd ce vor clujenii și ei de la amenajarea prin Evramian într-o manieră modernă, europeană, un spațiu care trebuie readus în inima cetății. El este izolat astăzi, trebuie să se recunoaște. Acolo, repet, cu Catedrala Metropolitană, cu Teatrul Național, cu spațiul acesta central, nu este pus în valoare o dimensiune europeană. Eu doresc acolo să avem o investiție care să aducă și piața aceasta la nivelul secolului în care trăim. Și voi avea o dezbatere publică să văd și alte păreri ale cetățenilor cu privire la ce gândesc ei. Noi o să spunem preliminar ce avem în vedere, dar adunăm și acolo idei pentru ca această piață, repet, zero a orașului, să fie modernizată. Și că tot ați vorbit de zona Avramiancu. Până la urmă s-a găsit o soluție cu clădirea aceea atât de controversată. Controversată ca aspect. Da, vom vedea fațadele care spun aspectul se va arăta foarte bine și se va integra în peisajul existent, acum fiind doar într-o fază prută, neîncepută parte de finisare. Atât se poate face în acest moment acolo. Da, suntem la finalul emisiunii, vin și eu un mesaj și mai mulți cetățeni, până se reglementează până la urmă problema aceasta cu construcțiile din Hoia, acele de blocuri care, da, am înțeles. Întrebați Florești, atenție, nu-i la mine și vă rog să înțelegeți că nu am niciun fel de competență acolo. La am fel înțeles. Ca alții cetățeni mă dau și eu cu părerea și spun ce ar trebui să se facă, dar problema nu-i la mine, n-am semnat nici autorizațiile și nici n-am competență să... Dar oamenii vă roagă să încercați cu ajutorul poliției locale, bănuiesc că se poate face, să opriți defrișările necontrolate. Asta am și făcut controlele în baza prevederilor legale care facem în fiecare moment pe raza municipiului. Vă dați seama că asta fac. Ce am pe raza municipiului în fiecare secundă este ținut sub control. Dar împreună și cu celelalte autorități ale statului care trebuie să coopereze. De aceea vorbesc public despre aceste subiecte și nu m-am ferit, chiar dacă nu e competența mea directă. Am înțeles. Vorbesc public despre ele. Trebuie să ne oprim aici, domnule primar. Eu vă mulțumesc pentru prezența în discuția de astăzi. Vă aștept joia viitoare. Zic în fiecare săptămână. Vreau cifre mai mici. Știți dumneavoastră și cei care ne urmăresc. Doamne, ajută, stați sănătoși și respectați regulile. Împreună o trece mai bine. Sănătate, spor la treabă. Sănătate, nu adună. Dragi prieteni, ne oprim aici. Sunt Lucian Dacu, zi frumoasă. Pasionat de tehnologie? Fă-ți o echipă de top și acceptă provocarea lansată.